Un sat și-a schimbat numele în Ucraina în semn de solidaritate cu locuitorii prinși în conflictul declanșat de către Rusia, care are loc la peste 4.000 de kilometri distanță. Pe o plăcuță, indicatoarele aflate în sensul giratoriu de la intrarea în sat au înlocuit vechea denumire Fuentes de Andalusia cu Ucraina, iar alături a fost pictat un steag în albastru și galben, culorile Ucrainei. De asemenea, au fost redenumite și unele străzi, Kiev, Odessa și Mariupol. Satul pitoresc, liniștit, cu clădiri și case cu pereți albi, are peste 7.100 de locuri și este situat la est de Sevilla. Obiectivul principal este acela de a crește gradul de conștientizare despre conflictul din Ucraina, dar și despre locurile în care țările sunt în război în vremurile actuale, a declarat pentru Reuters primarul Francisco Martinez. Edilul a spus că schimbarea numelui este mai mult decât un simplu gest. Sătenii au strâns de asemenea 3.500 de euro în două zile pentru un centru planificat să primească refugiați. Satul vrea să ofere cazare pentru până la 25 de refugiați în acest centru sau în cadrul unor familii. Un pensionar în vârstă de 68 de ani a declarat că va primi un cuplu ucrainean în locuința sa. Oamenii din Fuentes sunt foarte mândri de ceea ce facem. Deoarece locuiesc singur și am o casă mare, m-am gândit să iau un cuplu ucrainean pentru o vreme, a spus localnicul.